Bună, am venit pentru, în urma discuțiilor avute cu domnul primar, exact cum a spus dânsul, ne dorim cu toții să jucăm la mare, adică exact ce s-a vorbit înainte de a ataca promovarea sezonul viitor. Scuzați, ca să considerați protejat și monitorizat aici la Baia Mare, să vedeți că sunteți singur. În același timp, cu toți, tot orașul trebuie să-i mulțumească postului antrenor, care, așa cum s-a spus, a făcut un lucru extraordinar promovând echipa. Am avut o discuție personală cu el și am spus-o, vreau să știe absolut tot orașul, durerea ce o are în suflet și îl va măcina, îl va măcina toată viața, cu siguranță echipa lui de suflet și îl va urmări, dar sigur va iubi această echipă, cred că pe viață. Cum am spus, ceea ce m-a făcut să vin aici este dorința de a promova sezonul viitor. Dar în același timp îmi doresc ca noi toți, eu, domnul primar, toți cei ce sunt în conducere, în spatele meu și poate și în spatele dânșilor, în primul rând să creăm o emulație. O emulație în orașul Baia Mare, chiar în tot județul. O emulație care atunci când joacă echipa să fie o sărbătoare în oraș. Mi-aș dori ca cei mai în vârstă, mai experimentați, să le povestiți meciul istoric cu Real Madrid și probabil a fost unul din evenimentele cele mai importante în istoria clubului. Mi-aș dori ca toți copiii să vină la meci pentru a vedea un spectacol, ceea ce încercăm să oferim tuturor. Promisiuni nu am ce să vă fac, decât că atât eu, cât și toți cei ce sunt lângă mine, vom da totul 100%, iar cine nu va corespunde, atât în primul rând din punct de vedere uman, nu va merge mai departe la drum cu noi. Și pentru mine lucrul ăsta înseamnă a fi devotat și a-ți apăra aproapele și a fi lângă el. Mihai Iosif, bine ați venit la Baia Mare!